Acum vă rog să întoarceți puțin scripturile la cartea 1 Samuel, capitolul 12. Cele mai frumoase zgomote în adunare sunt răsfoitul scripturilor și cuvintele de amin și aleluia. Mai frumoase zgomote ca astea nu sunt. Astea sunt sfinte. 1 Samuel 12, vă citesc de la versetul 13. Sunt cuvinte adresate de Domnul poporului său și acum adunării noastre. Ridicați-vă dacă doriți. Iată dar împăratul pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut. Iată că Domnul a pus un împărat peste voi. Dacă vă temeți de Domnul, dacă îl veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Aceste cuvinte au fost adresate de profetul Samuel cu ocazia instituirii monarhiei în Israel. Perioadă care a durat ceva mai bine de 400 de ani. Și știți, spune Scriptura în 1 Samuel 1 Corinteni, capitolul 10, că ce s-a întâmplat în cei 40 de ani din pustie sunt pilde care au fost scrise pentru învățătura noastră. Dar întreb eu, ce s-a întâmplat în acești, nu 40, 400 de ani, nu sunt scrise tot pentru învățătura noastră? Noi putem să învățăm din Scriptură dintr-un episod care s-a consumat într-o jumătate de oră. Nu? Dar eu socotesc că din 400 de ani de istorie învățăm mai mult decât dintr-o jumătate de oră. Pentru că aici se pot observa fenomenele de-a lungul unei vieți de om. Ba mai mult, se observă efectele de la o generație la alta. Se observă nu doar ce s-a întâmplat cu un om, cu o familie, ce s-a întâmplat cu o națiune. De aceea vă propun să cercetăm împreună această perioadă a monarhiei din Israel, ceva puțin înainte de anul 1000 înaintele noastre, până la 586, când Ierusalimul a căzut sub babilonieni și templul a fost dărâmat. Împărații care au domnit în Israel până a fost unit, adică Saul, David și Solomon, și după dezbinarea împărăției care a avut loc în anul 931 înaintele noastre, Regatul de Nord, sau Israel, cum este cunoscut în literatura biblică, și Regatul de Sud, sau Iuda, care au avut împreună aproximativ 20 de împărați, și Israel și Iuda. Acești aproximativ 40 de împărați se împart în trei categorii. Și eu nu vreau acum să vă țin o lecție de istorie. Vreau să vă arăt că cele trei categorii de împărați sunt exact cele trei ipostaze în care noi putem să fim în poporul lui Dumnezeu, că și ei au fost evrei. Vă provoc, ascultând aceste evenimente scrise spre învățătura noastră, să ne cercetăm, să vedem în care categorie ne-am încadrat și dacă n-a fost una bună, să ne schimbăm încadrarea. Să devenim plăcuți Domnului, pentru că vă reamintesc ce am citit aici. Versetul 14. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă totul e condiționat, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta glasul lui și dacă nu veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul, de la împărat până la ultimul. Versetul 15. Dar dacă nu veți asculta, dacă vă veți împotrivi cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost și în generațiile anterioare, spune Scriptura, spunea Samuel atunci. Iată acum cele trei categorii de împărați, cum spuneam, ipostaze în care se pot regăsi oameni din poporul lui Dumnezeu, bărbați sau femei, împărați sau oameni de rând. A fost în Israel o categorie de împărați răi. Din nefericire, aproape 30 din cei 43. Despre care Scriptura spune, vă citesc din cartea 1 a împăraților, capitolul 15, de la versetul 26. Despre Nadab, de exemplu, el a făcut ce este rău înaintea Domnului.
fost caracterizarea de la sfârșitul vieții lui. Întorc pagina 34, dinastia următoare, Baeșa. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Pagina din dreapta, altă dinastie, versetul 25, capitolul 16. Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și lista este lungă. În doi împărați găsim din nou, cum am spus, aproape 30 de împărați la sfârșitul vieții cărora Dumnezeu i-a declarat răi. Vor avea parte acești împărați răi din împărăția lui Dumnezeu? Sau nu înțelegeți românește? Atunci grăiți, cum zic moldoveanii, spuneți ceva. Deci dacă au fost răi în final și așa și-au încheiat mandatul, degeaba au fost pe tron la Ierusalim, în Samaria sau oriunde a fost capitala, sfârșitul lor a fost pierzarea. Cum spune în 2 Timotei, capitolul 3, sunt cuvintele Apostolului Pavel, vă citesc versetul 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Exact ce a spus Samuel, atât împăratul cât și ceilalți, mâna Domnului va fi împotriva voastră. O a doua categorie de împărați, cei mai puțin la număr, 3 și mai avem 2 pe graniță, la limită. Vă citesc despre David, spune Scriptura, cartea 1 a Cronicilor, vă citesc. Ceea ce este scris la sfârșitul vieții lui, 1 Cronici, capitolul 29. Versetul 28. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Și locul lui a domnit fiul său Solomon. Faptele lui David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel Văzătorul și în cartea prorocului Natan și în cartea prorocului Gad, împreună cu toată domnia și toate isprăvile lui, precum și ce s-a petrecut în vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile celorlalte țări. Deci Scriptura a notat cu lux de amănunte și David este omul cel mai pe larg descris în Biblie. Nu este vreun alt personaj, fie Moise, fie vreun apostol, despre care Scriptura se spune mai mult decât despre David. Și Dumnezeu a spus, iată un om după inima mea. Din această categorie, trecem la a doua carte a Cronicilor, capitolul 29, mai face parte Ezechia, citesc versetul 2, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Întoarcem câteva pagini, capitolul 34, și citim despre Iosia, versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului. Și-a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Nu veți mai găsi scris în Biblie despre niciun împărat ca despre aceștia doi, că au fost ca David. Cu siguranță că pe aceștia îi vom întâlni în părăția lui Dumnezeu, așa-i? Amin. Să întâlnească acolo cântăreții cu David. Că în Israel cântarea s-a organizat după profețiile lui Gad, lui Natan și sub îngrijirea lui David. A fost ca o nouă etapă a revelației, că prin Moise nu s-au dat lămuriri în privința aceasta. Iosia, de asemenea, de tânăr, copiii de la 8 ani a ajuns împărat. Câți ani aveți voi aici? Care are 8 ani? Băiete, tu câți ani ai? Ei, pricepeți-mi să cei 8 ani, a ajuns rege, la 16 ani, care sunt de 16 ani, băieți, fete, a ajuns să înțeleagă și la 20 de ani a fost cu totul dat Domnului. Nu veți mai întâlni despre niciunul scris ca despre aceștia. Așadar, au fost împărați răi pe
care, din nefericire, nu o să-i mai întâlnim niciodată. Tot ce știm despre ei, ce scrie în Biblie, s-a terminat cu ei. Au fost împărați buni, pe care vom întâlni în părăția lui Dumnezeu. Cu siguranță că ăștia vor avea ceva funcții în cer. Că știți că cine a administrat aici bine, acolo îi repartizează cetăți. Și a mai fost o categorie de împărați, nici răi, nici buni. Despre care Scriptura spune, vă citesc din cartea 2 Cronicilor, capitolul 25, ăștia au fost ceva mai puțin de 10, ca număr. Versetul 2, ai scrie despre Amația. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Adică au fost oameni care nu le-a bătut inima pentru Domnul, oameni cu toată inima dată Domnului și oameni cu un anumit procent din inimă dat Domnului. O categorie de oameni despre care, deși au fost buni în parte, au făcut ce este bine, dar nu se pot încadra în categoria lui David. Să întoarceți câteva pagini în urmă, capitolul, de exemplu, a doua a Cronicilor. Nu, hai în Împărați, mai bine că sunt mai grupate versetele astea, a doua în Împărați, capitolul 12, versetul 3. Hai și 2. Ioasa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Versetul 3, numai că nu-l pot încadra cu David, nu l-a încadrat scriitorul. Înălțimile n-au încetat. Întorc pagina, capitolul 14, versetul 3, următorul, Amația sau Azaria, numit în cronici. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David. Nu intră în categorie ca David, numai în categorie cu tatăl său Ioas. Dar de ce? Înălțimile nu le-a stricat. 15 cu 3. Următorul, avea 16 ani când a rus împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Azaria acesta, mama sa, Ozia numit acolo, a făcut ce este plăcut, el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Amația. Nu ca David. Acum, ar fi prea simplist să vă cer acum să vă încadrați în care din aceste categorii sunteți dumneavoastră. Vreau să vă spun că și eu o să mă încadrez împreună cu dumneavoastră și vreau să fiu foarte obiectiv. Vă propun să vă încadrați în mod corespunzător acolo unde vă este locul, după ce vă voi prezenta câte două caracteristici de la fiecare din aceste trei categorii. Atunci putem să ne încadrăm mai corect. Să începem cu cei răi ca să terminăm repede. Că din categoria asta nici nu vă imaginați că e vreunul pe aici, nu? Da, acum noi studiem. Știți că în Biblie sunt trecute și lucruri rele ca să nu facă nimeni așa. Să deschidem Scriptura la 1 Împărați, capitolul 12. Vă citesc de la versetul 26. Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la David, se dezbinase 10 împărății de celelalte două. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam. Și mă vor omorâ și se vor întoarce la împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul va fi la Ierusalim, gata cu templu, cu adunare. Iată Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, a așezat unul din acei viței la Betel în sudul țării, altul la Dan în nordul țării și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea uneia din viței până la Dan. Ieroboam a făcut o casă înălțim și s-a schimbat modul de închinare. Și din acest regat de nord, cei aproape 20 de împărași ce au urmat, nici unul n-a fost bun. De ce? Pentru că s-au rupt de templu, de casa Domnului, de legea Domnului, de preoți, de leviți. Oamenii care nu vin la adunare, care nu mai citesc în Biblie, care nu se roagă, care nu cântă, aceștia și dacă nu-s răi, vor
ajunge răi. Și dacă încă nu sunt tare păcătoși, vor ajunge foarte păcătoși. Pentru că noi avem o înclinație de la noi înșine, de la natura noastră, spre păcat. Și dacă nu venim la casa Domnului ca să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune, ca să auzim cuvântul Domnului, Domnul să lucreze într-un fel sau altul, ne vom pierde. Obișnuiesc să le spun la frați pe care îi întâlnesc printr-o parte sau alta, mă bucur că te întâlnesc la adunare. Sunt nădejde să te întâlnesc și în rai. Dar pe care nu-l întâlnești la adunare, eu nu cred că poți să-l întâlnești în împărăția lui Dumnezeu. Că cine orărește cu adunare și, cum spuneam, cu cititul Bibliei și cu toate lucrurile sfinte, se răcește, pierde puterea, se îndepărtează de Domnul și, cum spune Roman, capitolul 1, să vedeți ce se întâmplă cu oamenii care, fac aici o paranteză, toate aceste situații din Vechiul Testament vreau să vi le argumentez cu versete din Noul Testament. Poate mă credeți mai ușor. Roman 1, versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu să meargă la templu, să se închine, să aducă jertfe, nici nu i-au mulțumit, erau jertfe de mulțumire, recunoștință, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, să citească, să mediteze, cum scrie în Psalmul 1, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de păcat. Nu știu dacă în după masa asta v-ați bucurat când ați auzit că s-a anunțat, haidem la casa Domnului. Dar dacă veniți cu drag aici, Dumnezeu va primi cu drag în împărăția Lui. Zicea Asaf în Psalmul 73, am ajuns la o încurcătură de idei. Ceva nu-mi părea regulă, alții necredincioși au ce le trebuie. Eu mă silesc și n-am mare lucru. Știți unde a primit el lumină? Zice, până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Și acolo, dintr-o dată, s-a predicat exact răspuns la întrebarea lui. S-a liniștit și a spus, Doamne, pe pământ pe Tine Te am și în cer cu atât mai mult. A zis, și dacă mor, eu sunt al Tău. De aceea vă îndemn să nu părăsiți adunarea de sărbătoare, ci să slujiți Domnului cu dragă inimă. De la serviciu obișnuiți să lipsiți? Da, de la școală. Da, de la adunare atunci de ce am lipsit? De la serviciu obișnuiți să întârziați? De la adunare de ce am întârziat? Se spunea și la îndemn de la rugăciune și apoi se continua în mesajul profetic că noi toți avem o chemare. Aici la biserică venim să dăruim, venim să primim și Dumnezeu își face lucrarea. Viețile noastre se schimbă în bine și suntem întăriți. Lăudat să fie Domnul! Așadar, nu uitați această primă idee. Acești împărați au ajuns din ce în ce mai răi, pentru că unul dintre ei, primul din listă, și la toți și la scrie, a umblat pe calea lui Roboam. S-a hotărât să nu mai meargă la templu. Să termine cu lucrurile sfinte, ceea ce l-a terminat pe el. Și nu știu cum se face că cei care se supără pe adunare, de regulă găsesc pe cineva vinovat. Că el din cauza lui cutare nu mai vine. Nu e adevărat. L-am întâlnit odată la o mormântare, de fapt m-a întâlnit el pe mine, un frate, și îmi spune, pacea Domnului. Pacea Domnului. Frate, nu mă mai cunoști? Nu. Și acum a stat lângă mine un frate care m-a întrebat dacă nu-l cunosc, că a fost la mine acasă. Îmi cer scuze, nu l-am cunoscut. Pe acel frate chiar că nu-l cunoșteam. Zic, da, de unde ești? Îmi spune, de unde-i? Zic, da, eu vin la biserică la dumneavoastră destul de des, că e în județ la noi. Nu te-am văzărit acolo. Nu mai mă duc. Nu știi că în urmă cu peste 10 ani când ați fost la noi odată, a fost o ședință și eu m-am supărat. Am avut o problemă cu un cumnat și eu nu mai mă duc. Și am zis, deci ție ți-a stat cumnatul în cale și tu de el nu mai poți trece să mergi către rai. Dragul meu, raiul se ia cu năvală. La biserică venim și din pricina prietenilor și fraților noștri, zicem Psalmul 122. În primul rând, pentru că acolo este Domnul. Amin. Și noi venim înaintea Lui. Noi avem cu Domnul o relație. Că
chiar dacă vreun frate sau vreo soră ne mai necăjește, spuneți-mi dumneavoastră surorilor, de câte ori când am mers la casa Domnului, au înțepat pe Nina, pe Ana, numai o dată sau de două ori, nu? De fiecare dată era cu țepușul la ușă. Ba mai întâlnit și un păstor acolo care, chiar că nu prea mai vedea bine, era bătrân, scrie Biblia, asta se roga și l-a zis că e beat. Dacă era o soră sensibilă, nu mai venea la ușă înțepături, de la amvon înțepături. Dar ea a continuat să vină, ba mai mult. A dorit copilul care se va naște să trăiască numai la casa Domnului. Frumoasă dorință, nu? Și a ajuns să cânt. Să nu facem așadar greșeala acestor împărați răi. Asta a fost prima, rețineți a doua. Vă citesc din cartea întâi a împăraților, capitolul 15, versetul 28. S-a schimbat prima dinastie. Baeșa l-a omorât, e vorba de Nadab, fiul lui Roboam I. În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și-a domnit în locul lui. Vă rog, rețineți expresiile astea. L-a omorât și-a domnit în locul lui. 16 cu 10. Zimri a intrat, l-a lovit pe împărat, pe Ela, l-a ucis și a domnit el în locul lui. Cartea a doua împăraților, să vă mai citesc câțiva, că stare mulți din ăștia. Doi împărați, capitolul 15, versetul 10. Deschideți că aici avem câteva imagini din astea. Șalun fiul lui Iabeș a uneltit împotriva lui, l-a lovit, l-a omorât și în locul lui a domnit el. Versetul 14. Menahem fiul lui Gadi s-a suit din Tir, s-a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Șalun fiul lui Iabeș, l-a omorât și în locul lui a domnit el. Și lista asta mai continuă încă cu unul. Ce împărați răi! Fiecare vrea să-l omoară pe cel care era pe tron și să domnească el. Rețineți diferența dintre evreii ăștia și ce vă citesc din cartea 1 Cronici despre fraților edomiți. 1 Cronici, capitolul 1, vă citesc de la versetul 44. Câteva versete. Bela a murit și în locul lui a domnit Iobab. Iobab a murit și în locul lui a domnit Hușam. Hușam a murit și în locul lui a domnit Hadad. Și lista continuă. Care e diferența? Adică edomiții așteptau să moară și apoi se puneau pe tron. Nu, evreii l-omorau și apoi se puneau. Și imediat se punea pe tron. Vedeți cât de răi ajunseseră? Nu se mai sufereau unul pe altul. Erau răi, așa-i? Dumneavoastră nu sunteți așa de răi. Nu e vorba de vreo crimă. Dar așa, măcar în adunare, să-l dai pe unul jos, te pui în locul lui, te-ar duce capul? Măcar așa la vreo firmă, să-l dai pe el afară și să prinzi tu serviciul la bună, asta te ispitește satana? Este semne rele. Asta e lipsă de iubire față de aproapele. Să te lovească durerea când l-a atins pe altul norocul. Asta e semn rău. Gândiți-vă la Ionatan. În mod normal, el trebuia să urmeze după Saul. Monarhia se transmitea din tată în fiu și zice lui David, tu vei domni și voi fi al doilea după tine. Ce dragoste, zice Ionatan, David 2 Samuel capitolul 1, dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea femeiască. E dragoste de la Dumnezeu, că scrie în 1 Samuel că Ionatan făcea parte din oamenii a căror inimă o mișcase Dumnezeu. Să ne miște Domnul inima și să ne umple de iubire. Și să ne păzească Domnul de o atitudine vinovată față de frații noștri. Scriptura spune să ne ferim de orice rău. Domnul Iisus a reluat porunca a șasea să nu ucizi, Matei 5, și a spus nu numai că să nu ucizi, asta a spus în vechime. Nici măcar să nu jignești cu vorba, că vei cădea sub oarecare o sândă, sub o pedeapsă. Ne iubim noi oare în felul acesta? Dacă nu-i urâm pe frați, nu-i vorbim de rău, n-avem ochi rău. Ochiul bun nu dă crezare la vorbe rele. Dragostea, zice 1 Corinteni 13, nu se gândește
la rău, nu-și poate imagina ceva rău. Dragii mei, de păcatul bănuielor bune ați auzit? Dar de păcatul bănuielor rele. Dar ce ziceți dumneavoastră că am bănuit bine de cineva când de fapt a făcut un rău? Am păcătuit? Să avem o bănuială de bine. Toată problema este de la inimă. Dacă ochiul e rău, tot trupul e plin de întuneric. Zice în 1 Ioan capitolul 2, cine urăște pe fratele său este în întuneric și știți cum spune versetul mai departe. Nu știe încotro merge. Numai spre rai nu merge. Că el poate că crede că merge spre rai, dar el nu știe încotro merge. Și cu siguranță un astfel de om merge într-o direcție rea. Domnul să aibă milă de noi. S-a întâmplat undeva într-o biserică, n-am fost o vreme în zona aceea și când m-am dus din nou împreună cu un frate, aud că un prieten al meu nu mai merge la adunare. Atunci a venit așa de ochii noștri și prin celălalt frate a fost un cuvânt legat de împăcare. Și în un moment dat s-a întrerupt slujba care curgea în mod obișnuit și doi frați s-au ridicat și s-au îmbrățișat. Și eu m-am întrebat ce s-a întâmplat. Unul avea o firmă, al doilea a vrut să facă și avea și el, cred, firmă cu același obiect de activitate, aceeași afacere, ceva cu încălțăminte. Și al doilea i-a trimis o reclamație primul undeva la minister că primul avea niște contracte ca să-și piardă primul piața și să o câștige al doilea. Cei de la minister îl cunoșteau pe primul și i-au trimis reclamația. Rezolvă-ți lucrurile în plan local că cineva te sapă. Și când se uită cine, fratele lui care cânta la cor, nu se poate. Adică cum? Să mă omoare și să vină în locul meu, nu? Să mă scoată pe mine în segmentul de piață și să vină el. Eu cu ăsta nu mai cânt. Dar în ziua aceea, Dumnezeu i-a făcut să se ierte, să se împace, să ne dea Domnul și nouă îndurare, ca să nu fim oameni răi. Amin? Amin. Trecem la a doua categorie. Împărații aceia care erau nici buni, nici răi. Că știți, cu ăștia trebuie să o lămurim ce facem. Cei răi merg în iad, cei buni în rai, dar ăștia în purgatoriu unde se duc? Da, să-i studiem și pe ei, cel puțin din două puncte de vedere. Mă opresc în cartea a doua a împăraților, la capitolul 10 și vă citesc ceva despre Iehu, unul dintre puțini împărați puși de Domnul. Uns. Scrie aici de la versetul 28, Iehu a nimicit pe Bal, dar nu s-a abătut de la păcatele lui Roboam. Versetul 30, Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine, deci a avut o parte bună. La îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și a făcut casei lui Ahab tot ce este după voia mea, fiii tăi până la patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Totuși, Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeu lui Israel și nu s-a bătut de la păcatele lui care târâsă Ieroboam pe Israel. Parte bine, parte rău. De ce? Vedeți categoria asta de împărați care nu era cu toată inima dată Domnului. Este o imagine pentru oamenii aceia care au domenii în care sunt pocăiți. De exemplu, unul este milos, dar are accente imorale. Altul poate fi curat în ce privește moralitate. În afară de nevasta lui nu s-a uitat după alta. Dar zgârcit, răutăcios, poate pismuiește pe cineva. Și diavolul e suficient de abil să ne dea impresia că în anumite domenii ale vieții suntem de nota 10, tip farisei. Cum a zis sermanul de el, Luca 18 la versetul 9? Eu nu scal altul. Și e numerat. Copii, să mă înțelegeți și voi. La geografie, nota 10. Sau la voi în germană e nota 1, cea bună, da? Așa, istorie, nota 1. Limba germană, nota 1. Matematică? 4, 5... Nu știu cum e sistemul de învățământ în Germania, dacă la matematică iei numai 5, treci clasa? Nu se trece. Dar nu te ajută să iei unul de la, să iei un punct de la geometrie, unul de la geografie, unul de la istorie, să le pui acolo, nu ajută? Să luăm o altă imagine. Dacă picioarele ne sunt bune, inima este bună, ficatul bun, dar avem cancer la plămâni, trăim?
punem inima să descurci în locul plămânilor, nu? Că doar tot se mișcă și bate în piept că e pe aproape, să rezolve și pe vecini. Se poate? Nu se poate. Vedeți? Asta a fost problema lui Iehu și nu numai. Când a fost vorba de idolatria și de obiceiurile duse de Izabela din Sidon, din Tir, foarte categoric. Dar când a fost vorba de păcatele lor din neam, când a fost vorba de casa împărătească, n-au avut nicio normă. Hai să vă citesc din cartea Amos. Acest profet a trăit în timpul dinastiei lui Iehu. Amos, capitolul 2, vă citesc de la versetul 6. Pentru 3 nelegiuri a lui Israel, ba pentru 4 nu scrim hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o perecă de încălțăminte. Ai lui Iehu nu se închinau la Baal, dar să nu fi avut de a face cu ei la piață, că te jăgmăneau. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calc în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângrească numele meu cel sfânt. Întorc pagina, capitolul 5, vedeți ce mai făceau. Versetul 12. Hai și 11. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare, luați darul de grâu de la el, măcar că a zidit case de piatră ce oprită, nu le veți locui, măcar că a zidit zi foarte bune, nu veți bea din vinul lor. Căci eu știu că nelegiurile voastre sunt multe, păcatele voastre sunt fără număr, a supris pe cel drept, luați mită, călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracului. Și acum mai întorc o pagină, să vedeți când s-au întâmplat astea. Trimite Domnul pe Amos și prorocește. Și scrieți la versetul 10 că preotul care era la Betel, acolo unde Ieroboam I fixase nou loc de închinare, îi trimite să spună lui Ieroboam, nepotul lui Iehu, care era pe tron atunci: Amos înălțește împotriva ta mijlocul casei lui Israel, țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Căci iată ce zice Amos: Ieroboam va fi ucis de sabie, Israel va fi dus în robie departe de țara lui. Și Amos a zis lui Amos: pleacă văzătorule și fugi din țara lui Iuda, mănâncă-ți acolo pâinea și acolo prorocești. Dar nu mai prorocești la Betel, căci este un locaș sfânt al împărăției. Țineau al lui Iehu la templul lor de la Betel. Da, știți de ce țineau? Era bun de făcut bani. Nedreptățeau, înșelau și ei credeau că e un locaș sfânt al împărăției, puteau să afirme, noi am fost așezați de Dumnezeu pe tron, dar faptele lor? Dragii mei, dumneavoastră cum stați cu notele din catalog de la prima rubrică până la ultima? Știți ce a zis tânărul bogat? Când l-a întrebat Domnul, cum stai cu poruncile? Ok, ok, ok. Și când a ajuns la capitolul cu averea, s-a pus norul pe soare. Gata a fost. Spune Scriptura în Psalmul 1 că se poate vedea în adunare la ce capitol ești deficitar. Vă citesc de la versetul 5. Cere nu poți ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Eu stau toată ziua în față și sunt obișnuit cu fețele adunării. Când se predică ceva unde oamenii nu-s vinovați, toți stau senin de zici că zvesel, sănătoși. Când ai atins la capitolul unde nu le place, ar trebui uneori un aparat de filmat, nu numai către ambon, uneori către sală. Ca să-i prindem pe oamenii care nu se mărturisesc, dacă le-ți vinovați de păcatul X, Y, când se predică împotriva acelui păcat, în adunare, pe fața lor se vede ceva. Povestea un frate mai bătrân că cineva a sesizat că într-o adunare, în Bihor, cel ce conducea cântările este undeva aici în fața amvonului, așa. El și începea slujba, care este scareva originar din zona aceea, și a predicat exact de păcatul care bietul om era vinovat. Zice, frate, nu l-am văzut la față. Dar cum am ajuns în predică la punctul ăsta, i s-au roșit urechile. Atât am văzut urechile. Dragii mei, dar Dumnezeu ne vede nu doar fața și urechile, ne cunoaște inima. Să nu ne înșelăm.
crezând că și alții au păcătuit. Dar asta nu-i mare problemă. Unde scrie în Biblie că sunt păcate care nu-s mare problemă? În Biblie scrie că noi putem fi morți și în greșelile noastre, nu numai în păcatele noastre. De aceea, spune Scriptura, să ne ducem sfințirea până la capăt, sfințindu-ne Duhul și trupul, și asta în frică de Domnul. Amin? Amin. Frași și surori, să ne cercetăm. Pentru că adunarea, pe drept se poate spune, că nu-i muzeu de sfinți, e spital de păcătoși. Și când venim aici, să acceptăm atunci când se predică împotriva unui anume păcat. Mi se întâmplă uneori să spună cineva, frate, ți-o spus problema noastră, nu? Și nu mi-o spus. Nu obișnuiesc să predic pe îndemnurile altora. Predic ce-mi vine. Zic, dar mă bucur că am atins și problema păcatului tău. Zic, dumneata, când mergi la doctor, ce vrei să spună doctorul? Ce bine arată. Hai să-ți fac o poză. De asta mergi la doctor? Dar ce te duci? Îi spui tot ce crezi tu că nu e în regulă în trupul tău, ba încă îl mai lași și pe dumnealui să-ți ia analize de sânge, ba poate vreo puncție, și dacă îți dă tratament, îi spui că ce are el cu regimul tău, nu? Cum adică să-mi spună doctorul să dai bani la farmacie, ori fi înțelegi, probabil. Și dacă domnul doctor vrea să te taie, îl dai la poliție, nu? E cum adică pe doctorul lăsăm să ne trateze, dar frații, domnul, să nu se atingă de noi, nu? Da, și atunci, asta e afacere? Cu asta câștigăm? Nici de cum. De aceea să vă bucurați atunci când cineva atinge păcatul dumneavoastră. Doctorul nu-și bate joc de tine când îți află diagnosticul, vrea să-ți dea tratamentul potrivit. Domnul când ne descoperă păcatul și ne vorbește, vrea să ne ierte și să fim eliberați. S-a întâlnit Domnul cu femeia la fântână, scrie în Ioan capitolul 4, și îi spune, când ea zice cuvintele, dă-mi această apă, tu te cheamă-ți bărbat. De ce crezi că a spus Domnul vorba asta? Păi, cu alte cuvinte, altul care ar fi știut să spună, nu asta trebuia spus, că asta o deranjează. Da, numai că Domnul tocmai unde doare o apăsat, o pușcat puroiul deodată. N-am bărbat. Asta trebuie să rezolvăm. Deja vă îți dau eu apă vie și tu rămâi tot așa, schimb la bărbați când te apuc. Dumnezeu vrea să ne descopere păcatul pentru ca să ne ierte și să ne ajute, cum spune altă femeie vinovată, du-te și să nu mai păcătuiești. Dar eu vă întreb, dumneavoastră obișnuit să vă schimbați atunci când Domnul vă vorbește? Vă amintiți? Anul ăsta să fi fost vreo predică în urma care a schimbat ceva în viața dumneavoastră. Da? Anul ăsta a schimbat ceva? Să-mi rămână și mie unul să-mi spună la urmă, dacă nu se grăbește, ce a schimbat anul ăsta la o predică? Ca să trag și o nădejde că și de la predica mea schimbați ceva, nu? Nu fost odată la Paris? A fost o conferință despre familie în biserică la fratele la Filadelfia, la fratele Grigore Creța, și printre întrebări cineva întreabă despre verighetă. N-am avut timp să răspund, că era o ploaie de întrebări. Am zis așa pe scurs, citiți în Biblia de Genesa până la Apocalipsa, care le poartă, nu de pocăit le poartă. Pavel spune, fără aurituri, Petru, de asemenea, dacă vă spun istoria verighetei de la o legendă cu Prometeu și Zeus și până la toată povestea cum a ajuns verigheta la zi, fugi de ea. Este o carte scrisă de un teolog american de origine italiană, Samuele Bacioce, om doctor în istorie. Când a citit tot parcursul verighetei în istorie, în Biblie nu scrie de verighetă, Biblia s-a încheiat de scris la anul 100, verigheta începe numai din anul 200, deci nu scrie în Biblie de verighetă. La 55 de ani au zis, n-am mai putut să o sufăr pe mână, când am văzut de unde vine și ce istorie are în urmă. Ei, a doua zi a fost tot conferință, revin la episodul de la Paris, oamenii tot cu verighetă, care poartă, nu poartă toți. Și așa m-a încercat un gând, băi, le spui? Am înțeleg. Mă întorc în țară și mă sună un diacon din județul Cluj. Frate Iosif, am mare bucurie. Și știți, bucuria nu poți să o ții ascuns. De altfel ca și necazul. Am 4 copii căsătoriți, toți sunt la Paris. Care cum s-au căsătorit și-au pus verighetă. Că eu am fost de o părere, nevasta mea de altă părere.
Îți mari, ce poți să le faci? Acum m-au sunat, tati, fost un frate la noi la biserică și ne-au lămurit. Și toate patru perechile le-am lepădat verighetele. Știți de ce l-a pus Domnul să mă sune? M-am văzut că m-am necăjit, s-a vrut să mă înviorez, oleacă. Poate că mă înviorează și la urmă care va intre dumneavoastră și își amintește cu ce s-a schimbat de la 1 ianuarie încoace. Așadar, încheiem și ideea asta, acești împărați cu parte din inimă bună și parte rea, aveau în parte fapte bune și în parte fapte rele. O a doua caracteristică despre acești împărați, pentru a-i putea cataloga și apoi a ne încadra pe noi mai bine, 2 Împărați, capitolul 12, v-am citit adineaurul de acolo, versetul 3, înălțimile n-au încetat, poporul tot mă aducea jertfe și tămâie pe înălțime. Dragii mei, ce au fost aceste înălțimi? Vă citesc din cartea Ezechiel, capitolul 20, de la versetul 29. Eu i-am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi, versetul anterior 28, și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt, spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare, care mă mâniau. Iată de ce Dumnezeu nu a suportat înălțimile, ci făceau ei acolo, îi mânia. Acolo și-au ars mirezmele de un miros plăcut, acolo și-au turnat jertfele de băutură. Religiile cananite, unde evreii s-au dus, nu aveau locașuri de închinare. Ei se închinau pe un vârf de deal, sub un copac, o mică capiștă, un loc. Dar știți ce făceau acolo? Mâncau, beau și apoi se destrăbălau. Astea erau distracțiile lor. Și generație după generație au fost o mare problemă în țara lui Israel aceste înălțimi. Acum nu mai sunt. Dar întrebarea mea este, și gândim împreună, care sunt înălțimile vremii noastre unde oamenilor le place să se ducă atunci când au timp liber? Unde oamenii se distrează, unde își consumă plăcerile și unde se derulează poftele lor? Unde? În Germania, ce fel de înălțimi? Uite un frate misionar undeva în Europa și le-a zis la sfârșit, vă prezint o expoziție de idoli moderni. Și fiindcă știau că au umblat prin Africa pe la ceva triburi, toți au rămas la urmă să vadă ce amulete sau chipuri cioplice aduce el de la triburile de acolo. Când se uită la expoziție, da de unde? O minge de fotbal, una de rugby și ceva cu jocuri. Și spune, frate, dar noi am crezut că i-a dus ceva din Africa, idol din Africa. Idolii din Africa le-am arătat la cei din Africa, idolii din Europa vi-a arătat vouă. Că voi nu păcătuiți cu cei din Africa și nici cei din Africa nu păcătuiți cu ai voștri. Care sunt înălțimile vremii noastre? Am scris un articol, nu de mult, intitulat 2 categorii de păcătoși acceptați în biserici. Sportul și cultura nudistă. Jocurile olimpice au început cândva în secolul 7 înaintea noastre. Erau socotite ofrande aduse zeului Olimp, de unde și denumirea de Olimpiade, la greci. În antichitate, ca să legăm cele două, sporturile nautice se practicau nud. Știți, din mitologia greacă, sculpturile în general sunt nudiste. Antioh Epifanos dusese la Ierusalim cândva în secolul 2 înaintea erei noastre și nu departe de templu construise un campus sportiv. Atunci erau sportul la modă, aruncarea greutății și altele. Se spune din istorie că leviții nu erau găsiți la templu când le venea ora de slujbă, că îi atrăgeau jocurile introduse de la greci. Ei, creștinismul mai târziu, când a ajuns să dețină o anumită autoritate în Imperiu, a interzis sporturile și tot ceea ce ținea de nudism. În jurul anului 1900, sporturile au revenit în actualitate. Au fost olimpiade în jurul anului 1600-1700?
Nu au fost Jocuri Olimpice, ele sunt numai de vreo 100 de ani, aproximativ încoace. De asemenea, tot cam de 100 de ani, oamenii s-au apropiat din nou de apă. La început, când au mers, de exemplu, în jurul anului 1900, când mergeau femeile la apă, știți cum se mergea? Cu îmbrăcăminte ca și călugărițele, la apă. Am fost în Suedia și mi-au arătat, frații, undeva un lac cu inscripție în piatră. A fost primul loc din Europa unde bărbații și-au permis să meargă împreună cu femeile la apă. Și li s-a părut că asta trebuie inscripționat în piatră, că e ceva ce nu a mai fost. S-au dus împreună, apoi, după primul război mondial, fusta și rochia au urcat la genunchi, până atunci nu a fost în toată istoria asta, astea sunt dovezi, nu e părerea mea. S-au apropiat din nou de apă, hainele au devenit din ce în ce mai puțină parte a trupului acoperind. La un moment dat mi-am zis, discutând cu cineva, ce amenda poliția pe plajă în urmă cu 70 de ani. Acum noi nu mai punem la disciplină. Vă dați seama? Pentru că sportul, ieșitul la mare, la diferite alte locuri. Acum, aici nu e mare lângă voi, dar ceva băltoace poate că aveți pe aici. Astea sunt înălțimile vremii unde oamenii merg și se distrează. Dar de câțiva ani încoace mai sunt un fel de înălțimi în lumea virtuală. Filme, rețele de socializare. Trebuie să fii pocăit să nu fii pe Facebook, așa? Am intrat și eu cândva să văd ce e pe acolo, găinării. Adică nu lucruri de oameni serioși. Și știți dumneavoastră că mintea noastră, creierul, e format din două emisferi. O emisferă este mai rațională, stă mai bine cu matematică, analizează logic. E mai înțeleaptă. Cealaltă emisferă a creierului nostru este puțin mai distrată, mai poetică, îi place să admire. Și asta spun specialiștii, citiți asta din nou, nu sunt chestiuni pe care eu le enunț în seara asta. Când stăm câteva ore și vizualizăm, jumătatea aia de creier care e mai deșteaptă intră în stand-by. Și noi rămânem numai cu partea cealaltă să vizualizăm. De aceea, în lumea internauților, e foarte ușor, de exemplu, să seduci o fată. Pentru că și capacitatea intelectuală scade până la sub 50% din capacitatea naturală normală. Jocurile electronice, diferitele jocuri, desenele animate. Să mă contraziceți dacă aveți argumente că nu sunt astea înălțimile spre care fug toți atunci când este timp liber. Eu nu vă cunosc. Nu asta știți. Am fost undeva într-o biserică și le-am explicat mai pe larg. Copiii, voi știți românește, m-au zis ce spun eu acum? Desenele animate, dragi copii, sunt oculte, adică vrăjitorești, din statistici se spune cam 90%. Astea afectează mintea și aduc acea, e o boală numită ADHD, incapacitatea puterii de concentrare. Eu nu insist asupra acestor aspecte, nu sunt eu specialist în asta, dar dacă vreți date mai concrete, este un român, se numește Virgiliu Gheorghe, este doctor în biofizică, nu-i pocăit. Are o carte scrisă, Efectele televiziunii asupra minții umane. Pe copii nu-i lasă să le se dezvolte creierul și va fi capul la ei ca un computer cu un procesor slab. Iar la bătrâni provoacă Alzheimer. Deci, numai rău face. Ne îndobitocește, nu ne cultivă. Eu sunt pentru școală. Mulțumesc Domnului, am 24 de ani de școală. Spun și eu acum ca apostolul nebunie, ca să nu creadă cineva că este un înapoiat. Și de aia nu-i la curent cu toată tehnica. Este un site pe internet unde ofer consiliere online, dragostepentruadevăr.ro, folosim computerul, internetul. Dar la noi în casă a fost o regulă. Cine nu-i născut din nou, n-are acces liber la internet. Că nu se poate controla. Și am avut harul că și copiii mai mari, nu doar că stăpâneau bine aspectele astea tehnice, dar ne-au ajutat ca părinți. Acum mulțumim Domnului, cel mai mic are 19 ani, sunt ai Domnului și
Și am trecut de faza grea. Dar am avut și noi probleme cu copiii care veneau și spuneau, tate, dar și alții au filme creștine. Și alții au jocuri, noi pe altă parte mai vedem. Eu știu că vedeți, știți curioși, știți copii. Dar eu nu vreau să muriți la mine acasă. Dacă voi vreți să muriți în altă parte, eu încerc să vă cruz, dar nu pot mai mult. Odată vine unul din ei, de fapt am înțeles că erau înțelegi o 2-3. Tate, a apărut o versiune, un film cu Domnul Iisus, ceva deosebit. Vrem să-l vedem. Mi-am dat seama că nu trebuie să forțez nota, că trebuie procedat cu înțelepciune, nu? Bun, aduceți filmul, aduceți pe un CD-ul, eu și mama ta ne uităm toți, dacă e ceva interesant, să nu scap nici eu. Dar zic, întâi citesc din Evanghelie exact ce se spune despre Domnul Iisus. Vreau să urmărim toți, am fixat un premiu, dacă regizorul și actorii cunosc Biblie sau nu cunosc. Să vedem, e după Biblie sau nu. E cu Biblie și cu ochii la ecran. Băi, asta scrie Matei, ia caută tu Marc, băi, vezi tu Luca, e acolo scris în Ioan. Nu-i bun, vizează. Eu am zis primul, eu am descoperit greșeala, bun, alt. Până la jumătate de film trebuia să le dau premiul la toți și unul din ei zice, închide-l mă. Că ăsta care l-a făcut nu știe. Ăsta minte, măi. Zic, slăvit să fie Domnul. Că am reușit să-i cobor de pe înălțime. Dragii mei, eu știu că asta place la firea pământească, astea erau înălțimele. Ei cu asta se distrau, evreii n-aveau filme, n-aveau teren de sport, n-aveau baie unde se ducă, marea era mai departe, acolo erau filistenii pe țărm. Dar se distrau și ei cu ceea ce puteau. Am fost undeva într-o adunare și am vorbit de desene animate și le-am explicat la copii cât sunt de vinovate și le-am spus, nu vă mai uitați la handicapații ăștia. Că unul nu-i teafăr, nu știi unde-i capul, unde-i coada. Trebuie să uiți bine. Dacă vreți să arătați ceva copiilor dumneavoastră, arătați-le animale, păsări. Scrie în Romani 1 că uitându-te la ce-o creat Dumnezeu, te gândești la Dumnezeu. De la pești, de la păsări, ai ce să înveți. La desene animate, devii dependent. Și explicând în adunarea aceea, am mers la ei într-o familie să mănânc și îmi spune tata copiilor la masă, frate, știi ce mi-a spus băiatul Pedro, un băiat de 10 ani? Tati, m-a lămurit, fratele, desene animate nu-s bune. Dar știi ce te rog? Să mă mai lași așa să văd unul. Știți de ce o zice așa? Crease dependență. Știa că nu-i bun, dar nu se putea abține. Crease dependență. Dacă te uiți la animale adevărate, astea nu creează dependență și chiar dacă ajungi să-ți placă ceva animale, nu e o problemă. Devii botanist, știu ce, zoolog. Dragii mei, eu nu vreau să vă necăjesc, dar nici nu vreau să vă las să vă distrați cu lucrurile din lume. Care Dumnezeu pentru dumneavoastră și natura lucruri mai frumoase decât astea? Eu am fost un microbist înrăit până în clasa 11-a. Nu vă spun cât de păcătos era la capitolul ăsta. Am avut memorie bună. De exemplu, era campionatul mondial de fotbal din Spania în 1982. Cei 11 jucători de la cele 24 de echipe îi spuneam pe toți în 2 minute și 12 secunde. Știam ca tatăl nostru. De la echipe favorite știam pe jucător numai cum îi cheamă, ce înălțime și câte chile au. Și m-a scăpat, Domnul. Ce ușurat am fost. Pentru că, dragii mei, ce să înveți din sport? Sportul e înțesat de faptele firii pământești, e țesut în el. Certuri de partide, zavistii, mânii, neînțelegeri, tot e acolo. Un frate din Cluj, tânăr, Cătălin Șireagu, acum e mutat în Vicov, ca să dau un nume. Ia cu niște tineri, este un băiat inteligent, are ceva premii la nivel european. Îi zic ceilalți, hai să jucăm un fotbal, până noi suntem pocăiți. Hai să jucăm fotbal, pocăiesc, frate. Cum este? Hai să vezi. Zice, măi, eu nu știu să joc fotbal, dar eu știu pocăință. Așa că eu arbitrez și voi pe teren. Mă împărțiți în echipe. Zice, nu începe bine partida și unul zice, băi, dar tu ești în echipă cu mine. Frate, certă de partide pe margine. Mai dă unul o pasă greșită, băi, orice strigare, FSM 4 pe margine. Și în 15 minute am rămas eu și un portar mai tăcut.
Mai pocăiesc fotbalul sau nu-i pocăiesc? Dragii mei, a spune cineva, frate, trebuie să ne mișcăm. Foarte bine, ieșim în natură, alergăm, ne mișcăm, ce problemă? Dar am zis, dar de ce trebuie să fie pe puncte, știi, 2 la 0, 2 la 1, 3 la 2? Zic, pentru mișcare, nu? Ce nu, dar altfel nu-i pasionant. Dar la ce-i pasionant, la fire sau la duh? Nu scrie în Biblie să cauți folosul altuia, nu? Să-ți mai dea câte un autogol, sau cum ar veni asta. Ei, dragii mei, Dumnezeu știe unde suntem ispitiți și ar vrea să ne schimbe bucuriile și pasiunile. Poate cred unii că asta numai noi, care, așa ca mine, care au 50 de ani. Unul dintre băieții mei m-a moștenit în privința asta și avea și el o echipă favorită, era bun portar și când a fost născut din nou, la 19 ani, a terminat total cu asta. Îmi zicea un altul, am auzit spunând, un alt băiat din adunare, el e fanatic. L-am rugat să vină odată, odată. Și el zice, la ce să mă duc? Nu am nicio pasiune. După ce să mă pui în poartă? Că mă gândesc la altceva, ăștia se trezesc că nu m-au portat. Mi-i plec de acolo. Că asta ar fi marele câștig. Nu dor eu să vă opresc pe dumneavoastră, să vă închid toate aparatele, să vă dau interdicții în anumite locuri, să găsiți dumneavoastră alte pasiuni. Dar despre asta vorbim imediat. Deci, oamenii aceștia cu inimă împărțită se caracterizează prin anumite păcate care și le permit în viață și prin plăcerile lor, care sunt aceleași plăceri ca celor de afară. Și pofta, lumea și pofta ei trece. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Atunci lucrurile din lume erau înălțime, acum ai sport, plimbări, filme și așa mai departe. Da, să trecem la categoria împăraților buni, că ați așteptat să vă vină rândul, nu? Doamne, David, Ezechia, Iosia. Ascultați-mă ce vă citesc despre David, Psalmul 27. Versetul 4, un lucru cel de la Domnul. Și-l doresc fierbind, numai unul, numai. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul Lui. Primul lucru prin care se evidențiază oamenii buni, îl caută pe Dumnezeu cu toată inima. Și scrie în 2 Cronici 16:9 că Dumnezeu se uită din cerul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a Lui. Dragii mei, în vremea lui David nu ar fi fost înălțime. În vremea lui David nu ar fi fost idol. Sunt două referințe în Biblie despre idol în dreptul lui David. Căutați-le. La una scrie așa, că a găsit idolii armatei străine și au fost arși în foc după porunca lui David. Și în a doua scrie într-un psalm, idolii se mulțesc. Deci în vremea lui David, idolatria era în floare. Oamenii aleargă după dumnezei străini. Eu nu pun numele lor pe buzele mele și n-aduc jertfele lor. Zice David în Psalmul 16, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Oameni cu o singură pasiune. Și asta se numește Dumnezeu. Despre David vă citesc în cartea 1 Cronicilor, capitolul 29. Nu doar că dorea să meargă la templu. Unii cred că a venit la templu frecvent, asta e o obsesie prea mare. Dacă ai dragoste, ți-ți va părea că e prea puțin orarul. 29:3, după ce a dat toate uneltele necesare, cantitățile de minereuri pentru casa Domnului, zice el, mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu dau ce-am pregătit afară de ceea ce am dat înainte. Dar de ce, Doamne? În dragostea lui. Zice, un lucru aș dori pe Domnul. Să-i dăruiesc, să fiu cu el. Aveți această dorință? Dacă nu avem dorința asta să fim totdeauna cu Domnul, dragii mei, ce o să ne facem în veșnicie? Să zicem la Dumnezeu, Doamne, Tu în concediu nu ești slobos. Tu
Tu ceva teren de fotbal n-ai prin rai? Doamne, tot cu tine. Dar scrie în Ioan 17:3 că asta e viața veșnică, să-L cunoști pe Dumnezeu și să stai în prezența Lui, că e cel mai frumos și minunat. Totu-i până prins gustul și până reușești să întorci spatele lumii și poftelor care te-au reținut. Vă citesc despre Iosia, că poate sunteți unii mai, adică sunteți mai tineri unii aici, 34:3. În al 8-lea domnia lui, să înseamnă 16 ani, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David. Și 4 ani, de la 16 la 20 de ani, s-a zbătut tineri, dragi. Eu nu m-aș bucura de voi, acum la urmă, să mă pun să scrieți, să semnați pe o foaie că voi veți face cum vă spun eu. Că mă tem că apoi semnați peste o săptămână foaia altuia. Dar m-aș bucura săptămâna asta să vă rugați voi Domnul și să spui, Doamne, ce-ți place ție? Doamne, aș vrea să te iubesc cu adevărat și să pricep și să gust din tine, să gust lucrurile sfinte. Le spuneam la tinerii noștri într-o seară, era pe la ora 11 și nu mai vreau să se încheie stăruința. Zic, măi, dacă la ora asta erau cu mâinile pe sus, în rugăciune de oră și ceva, zic, dacă la ora asta sună telefonul mobil și deschis, unul zice, am închiriat o sală pentru sport, hai, te duci? Garantez că nu te duci. Iar des mai dă Domnul și niște vedenii dumnezeiești, nici Facebook nu mai trebuie în veac. Dacă vedenii n-ai, dragostea rugăciunii încă n-ai prins-o, cântările ți se parcă-s prea lungi, Biblia cam plictisitoare, atunci te refugiezi în altceva. Până ajungi să prinzi gustul lucrurilor sfinte. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem că diavolul toată viața noastră se luptă să ne seducă, să ne păcălească, să ne tragă spre altceva. Deci în proverbe că înțelepciunea șontiz masa, proverbe 9. Dar nu se cheie capitolul fără să ni se spună că și nebunia e în piață. Veniți la mine, am pregătit eu pâine furată, dulcețuri, clevetiri. Deci, dar mai la urmă, gura le este plină de pietriș. Pentru că așa sunt de trist când uneori vin tineri la mărturisim și spun ce probleme ai? Ascult muzică din lume. Zic, da, ăla care ascultă muzica lui mai trăiește? Că zic, cântăreții ăștia de lume cam rar care trece 30 de ani. Tu vrei să trăiești mai mult ca el? Apoi nu m-am gândit la asta, vezi? Cum ar fi să asculți tu muzică sfântă? Muzica care nu se va încheia aici și care va continua să fie cântată pentru vecii vecilor. Asta da cântare, care îți lasă noaptea liniștită și zorii sunt fără remușcări, care îți face viața frumoasă. Distracții, prietenii cu din ăștia pe care nu-i cunoști. Remușcări, adevărate prietenii. Am fost la o nuntă în Irlanda și s-a întâmplat că după un an am trecut prin casa celor ce fusese rămiri. Erau cu jurnalul pe masă, cum le-a vorbit Domnul în tinerețe, ce mesaje au avut unul pentru celălalt, ce versete scriseseră unul la altul. Și printre altele îmi spun, noi ne-am hotărât să nu ne atingem unul pe celălalt până la nuntă. La care el zice, vă spun ca la un păstor, că uneori îmi venea să o iau în brațe. Dar am auzit-o pe ea strigând odată, nu mă atinge, așa nu a fost înțelesul. La care a zis, frate, mă las să spui și eu ceva, spune, dragă, că și mie a venit o dată să mă las în brațele lui. La care zice, și eu l-am auzit pe el strigând, nu mă atinge. Zice, primul sărut ni l-am dat după nuntă, eram la masă. Zice, dar ce frumos ne uităm în urmă. Și ce frumos a fost viața în anul ăsta. Dar sunt unii care își permit și se întreb după aia, e frumos? E dulce la gust? O să spună, știu eu, m-a sunat pe mine doi băieți, unul din Europa, unul din America, frate, să spui să nu-și mai bate nimeni joc de tinerețe și de pocăință cum am făcut noi. Măi, eu și vouă v-am spus, dar n-ați priceput și mă tem că unii ori pricepe, alții nu ori pricepe. Bărbați la 30 de ani care spuneau, ne-o bătu cel de sus. Au avut în plan să vă bată sau ați fost voi? Apoi, frate, n-am priceput. Deci aparentul gust și căutările lumești, zice nevreme, spune că sunt de o clipă. Bucuriile cu Domnul sunt eterne. Căutați-L pe Dumnezeu să vă dea astfel de satisfacții și de împlinire, amin?
Dragii mei, Dumnezeu ar trebui luat cu asalt. Să spui, Doamne, de noi nu scapi. Te căutăm la adunare, cum începe psalmul 5. Doamne, dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Îmi place în altă traducere, spune așa. Doamne, și mâine dimineața să mă auzi. Să nu crezi că azi mi-ai dat și s-a încheiat cu mine, nu? Mâine mai flământ. Ferici de cei flămânți se tați după nebrie, că cei vor fi săturați. Dumnezeu să vă dea har și să vă nobileze cu aceste dorințe sfinte. Scrie despre Ezechia că în primul an al Domnului, în ziua întâi, în luna întâi, o deschis ușile casei Domnului. Haidem la adunare. Ce bucurie și ce har să-L cauți pe Domnul și să-L găsești. Să-ți dea adevăratele bucurii care nu se consumă, care nu lasă în urmă regrete și care aduc numai și numai satisfacții aici și pentru vecii vecilor. Și a doua caracteristică la acești împărați buni sau oameni buni. Vă spuneam că vreau să mă încadrez și eu. Scrie Biblia despre doi și mă simt în parte vinovat. Lăsați-mă să spun până la capăt. Despre Asa, vă citesc cartea 1 a împăraților, capitolul 15, versetul 11. Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. Am putea spune că l-am putea încadra cu David, la împărații buni. A scos din țară sodomiți, a îndepărtat toți idolii, chiar pe mamă să n-am lăsat-o să fie împărăteasă. Versetul 4. Dar înălțimile n-au pierit. Mă simt ca un slujitor care zic că mi toată inima dată Domnului, dar n-am reușit să stârpesc întru totul înălțimile din jurul meu. Da. Mă bucur de cei ce au reușit asta, dar încă ne luptăm. Sunt tineri în biserică, ba chiar familiști, pe care greu îi convingi. Uneori avem probleme chiar și cu copiii noștri. Păi v-am dat exemplu de unul care nu-i mai trebuie sport. Când l-aud dimineața la 6 cum se scoală și se roagă, mi-a spus cândva la soție, doi erau sculați, se rugau, mai cu ceva în urmă, nu erau născuți toți din nou. Zic, dragă, scrie în Biblie în Iov 1 cu 5 că Iov se scula din dimineața să aducă jertfă pentru copiii lui. Zic, când o să se scoale ei toți singuri dimineața, putem dormi noi până mai târziu. Dar până nu se scoală ei, ne sculăm noi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze. Deci mă simt undeva la granița asta între, nu că accept înălțimi, ați văzut că și în seara asta le-am tăiat împrejur, dar nu reușim încă, spun asta și ca slujitor, să exterminăm cu totul asta. Așa ceva spune și despre Iosafat. Tot unul împărat, capitolul 22, versetul 43, a umblat în toată calea tatălui său Asa, nu s-a bătut deloc de la ea, numai că înălțimile n-au fost îndepărtate. Poporul tot mă aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. De aceea mi-am exprimat patosul ca Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră să vă eliberați de toate astea. Pentru că cea de-a doua caracteristică acestor împărați buni a fost distrugerea totală a acestor înălțimi și lucruri idolatre. Și vă citesc doar din 2 împărați, capitolul 23, este uimitor ce citim aici. Scrie despre Iosia, sub titlul Nimicirea închinării la idol. Versetul 4. Împăratul a dat poruncă să scoată din templul Domnului toate sculele care fusese făcute pentru Bal, pentru Astartea. Versetul 5. Observați cât intraseră în țară, în templu. A izgonit pe preoții idolor. Versetul 6. A scos din casa Domnului idolul Astartei. Versetul 7. E grozav ce scrie aici. A dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului. Auzi? Pe la mansarda templului, încăperi pentru sodomiți ce s-a ajunsese. Au dus pe preoți înălțimi tot desfințat. S-a împlit și-o prorocit un proroc cu 300 de ani în urmă. Se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia. Și va arde pe aceste altare pe preoți înălțimilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să distrugem tot ceea ce ține de păcat, de stricăciune. Amin? Acum puteți spune dumneavoastră că mergeți acasă și îndepărtați CD-uri, DVD-uri rele, se curăță accesul la internet, ieșiți din nu știu ce echipe sportive, se termină cu lucruri vinovate, adică nu doar așa s-a întâmplat într-o familie, s-a fost convins că televizorul nu-i bun. Și nevasta zice, auzi dragă, îl punem în pod. La care frate zice, eu mă tem
Satana s-a pogrășit din cer, dar din pot, că e mai aproape. Mi-e frică. Hai să-l distrugem de tot. Numai că trebuie scos și din inimă. Că dacă îl scos numai din priză, tu te gândești în seara asta, era emisiunea asta. Nu, dragul meu, în seara asta ai prins altceva în program. Este o familie în Banat, au 15 copii. Acum s-au mai căsătorit din ei și au venit la ei o mătușă din județul Neamț, fratele originar de acolo. Femeile observă prin casă, se uită și zice, dar voi n-aveți televizor? Frate, ce nu? N-am voi niciodată. Dar voi ce face seara? Mătușă, de seara ești la noi și te uiți. Noi nu te încuiem într-o cameră și noi ne culcăm atât cu găinile. Și seara aduc instrumente și încep să cânte, fratele are vedenii, au discutat din Biblie și a început mătușa să plângă și a zis, dar la voi mai fai ca la televizor? Normal, e live 100%. Nu-i ficțiune, nu-i poveste. Adică, dacă ești hotărât total pentru Domnul, știi când te-ai hotărât să iei o fată și o iubești, dar o iubești, o să mai dai telefon la alta? O să-i mai păstrezi pozele, așa spui, dragă, pe tine te am pe scaun, dar pe alta pe tablou. Așa e o fată faină. Mai faci una ca asta. Dar atunci cum se face că noi spunem că ne dăruim Domnului, dar mai lăsăm așa, știi, puțină tămâie la idole. Nu, că numai puțin, frate. Zice unul, frate, scrie doar să nu pună stăpânire. Zic, citesc că din altă parte, nu luați deloc parte. Nu încurca versetele. Acolo zice, nu pună stăpânire, e vorba de lucruri care am nevoie de ele în viață. Da, în ce privește lucrurile neroditoare a întunericului Efeseni 5, așa scrie, nici măcar să nu le pomeniți, amin? Că degeaba va spune cineva, a, eu nu urmăresc echipele de la Land numai când joacă Germania. Apoi, dragul meu, una e 19 și alte 20 fără 1. Ai tot cam pe acolo. Să vă dea Dumnezeu eliberare de plină. Amin. Și să o rupeți cu ele, cum scrie în Tit 2, să o rupem cu? Au ruptă, nu numai îndoit, o leacă așa. Nu tare. Nu, rupt. Terminat cu ele. Și dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și se încheie epistola asta frumos, 1 Ioan 5 cu 21, copilaților, păziți-vă de idole. Să vă dea Dumnezeu harul să-L iubiți cu adevărat. Amin. Și să nu mai păstrați nicio rezervă, să distrugeți tot ce-i lumesc și păcătos. Amin. Ca a zis Dumnezeu la evrei, să nu ții vreun lucru urăcios în casa ta, ca nu cumva să te distrug cu lucrul acela urăcios. Hai să recapitulăm, îmi place asta la sfârșit, vreau să țineți minte. Împărații răi, prin ce se caracterizau? S-au rupt de adunare și nu se mai suferea unul pe altul. Răi au fost. Împărații aceia cu inima împărțită, cum i-am caracterizat? Așa, parte bun, parte răi. Dar în mod special, dacă vrei să prinzi pe un om că nu-i pocăit, întreabă-l ce plăcere are. Care-i sunt înălțimele? La ce are gust? Dacă l-ai lăsat liber, ce-i place? Și l-ai prins. Dar împărații buni, prin ce se caracterizează? Ăștia știu una și bună. Dumnezeu e adevărata fericire. Scrie în Biblie că Dumnezeu e singurul fericit, adică fericire absolută. Și ăștia nu se mai uită înapoi. Ca beata soția lui Lot. Ăștia distrug tot ce e în urmă. Zice Pavel în Filipeni 3, tot ce a fost în urma mea, zgunoaie. Fac un singur lucru. Mă arunc spre premiul chemării cerești ale Dumnezeului Hristos Iisus. Să vă ajute Dumnezeu eliberați de tot ce e rău. Să-i slujiți cu toată inima. Și când vom intra în cer, să ne întâmpine cu premii și să ne bucurăm cu El pentru vecii vecilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și găduiți-mă, trebuie să mai spun ceva. Mă iertați că am trecut de termen. Ce s-au ales cumpărații aia, așa, jumii-juma? Că ăia răi, dincolo ce e bun, dincoace, temă pentru acasă. Urmăriți-le finalul vieții la aceea, să vedeți. Și dacă credeți că merge așa și și, întrebați dacă vă doriți o bătrânețe ca aceea. Bătrânețe ca la Asa, Iosafat, Ozia, Azaria. Dacă vă doriți bătrânețe ca ăștia, mai jucați-vă așa. Puțin. Dar
nu cred că vă doriți pensie ca a lor. Eu cred că v-ați dori pensie, cum am citit de David. O bătrânețe fericită și un rai absolut fericit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.